Bună și bine ați revenit pe canalul YouTuberiței voastre preferate. În clipul de astăzi o să descoperim împreună ce conține cutiuța de luna aceasta de la Ladybox. Așa arată cutiuța, ele de fapt arată la fel în fiecare lună, nu diferă culorile la fel cum este la Look Fantastic sau la Goodie Box. Și apropo de și aceste cutii, Ladybox este la fel o cutiuță de subscripție, un abonament lunar la fel ca și cele menționate mai înainte, Look Fantastic și Goodie Box. Abonamentul lunar costă 179 de coroane, iar dacă până acum nu v-ați hotărât să vă faceți abonament și poate o să vă surâdă produsele ce sunt incluse în cutiuța de luna aceasta și doriți să vă deschideți și voi un abonament, am pentru voi un cod de reducere pe care îl veți găsi în bara de descriere, pe care îl folosiți atunci când faceți check-out-ul cutiuței de pe site-ul lor. La fel pentru site-ul Ladybox, am să vă las un link tot în bara de descriere. Iar dacă veți folosi codul de reducere oferit de mine, veți avea o reducere de 70 de coroane la prima cutiuță. Asta înseamnă că veți primi produsele din cutie pentru doar 109 coroane, ceea ce eu zic că e foarte ok. Nu știu ce conține cutiuța, nu m-am uitat la spoilere. Am să fac de acum înainte așa pentru că vreau să fiu uimită, mai mult sau mai puțin plăcut, rămâne de văzut de fiecare dată, în fiecare lună, atunci când desfac cutiuța și prefer să îmi vedeți reacțiile așa pe cameră atunci când descoper fiecare produs în parte, așa că începem să le desfacem. Nu înainte de a vă spune ce port astăzi pe buze, pentru că am observat că mai găsesc în comentarii întrebări de genul îmi place rujul tău sau ce porți pe buze, ce ruj ai. Iar eu astăzi port un ruj de la Catrice, este un ruj lichid, Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick, este acesta de aici. Eu l-am din calendarul de advent din anul 2020 de la Catrice, iar nuanța pe care o port eu azi pe buze, să vedem dacă o găsim, este 090 Girls by Bag. Iar deasupra am aplicat un pic din balsamul de buze de la By Terry, pentru că pur și simplu îmi place așa un look mai cu buzele mai luceoase. Așa că, acestea fiind spuse, trecem la descoperirea produselor din cutiuță. Așa, am să desfac încet sertărașul. Produsele vin aici foarte frumos ambalate. Sunt în hârtiuța asta albastră de luna aceasta. Hârtiuța diferă la culoare în fiecare lună. Le fac un pic de loc aici pe birou. Și haide să vedem. Am să fac la fel, nu am să dau la o parte de tot hârtiuța, ci pur și simplu am să bag aici mâna. Și am să extrag câte un produs, dau cu mâna acum de broșură. Hai să vedem. Avem un produs de la Cosi. Am mai avut și în lunile trecute, am avut o mască, nu o mască, o cremă pentru mâini și o cremă pentru picioare. Iar aici avem Day and Night Argan Cream, Young Skin No Perfume. Wow, într-o cantitate așa de mare, o cremă de zi și de noapte. În cantitate de 100 de mililitri. Mie îmi place tare mult designul produselor de la Cosi. Le-am descoperit prin intermediul acestei cutiuțe de la Ladybox. Wow, dar mi se pare senzațional să ai o cremă așa de mare. O cremă de zi și de noapte care îngrijește pielea tânără. Așa, și se poate aplica și ziua și noaptea. Și să îți păstrează pielea tânără pe cât posibil, combate cele mai fine riduri și semne de impurități, se aplică un strat subțire pe față și se dă timp pielii să absoarbă pielea, să evita zona ochilor. Aruncă o privire și pe ingrediente, conține niacinamide, wow, super! Are și ulei de migdale dulci și ulei de argan, nu conține parfum și nu conține niciun fel de iritant, deci mie mi se pare genial crema asta, abia aștept să încep să o și folosesc, deocamdată am alte produse în uz, este valabilă 12 luni de la data deschiderii și produsul vine sigilat, ceea ce e super bine. Wow, mă încântă foarte mult produsul ăsta, haideți să trecem mai departe, pentru că deja
îmi place ceea ce văd. Mai găsesc aici un recipient. Avem Daily Concept Individuals Who Think in the Shower. Un șampon de tip solid. Este bazat pe plante. Este un produs vegan. Nu am mai avut niciodată un șampon de tipul ăsta, ca un săpun practic arată. Haideți să-l și desfacem, că aici sunt curioasă, vă dați seama. Așa, uite. Wow, și vine și cu... Ia uitați cum arată, ca un săpun, fix ca un săpun, și e trecut prin el acest șnuruleț și poate fi agățat după ce e folosit. Ia să vedem cum miroase. Miroase foarte bine. Are aroma aceea de săpun de casă, dar simt și ceva ușor mentolat, ceva proaspăt. Cred că e foarte interesant. Hai să aruncăm un pic o privire și pe ambalaj, să vedem ce găsim aici. Uleiul de avocado, zice că e bogat în acele uleiuri ce oferă elasticitate și strălucire naturală. Nopal cactus este foarte hrănitor și protejează părul în, de factorii ce îl pot agresa. Și aloe, care hidratează și echilibrează părul și îi oferă un... îl îngrijește, îngrijește părul, dar și scalpul. Măi, mi se pare foarte interesant, pentru că, na, e doar pe bază naturală. Scrie că e fabricat în Mexic, deci nici măcar nu e fabricat în Europa, este valabil 12 luni de la data deschiderii. Părul tău va iubi conceptul Daily Shampoo Bar. Acest șampon bazat pe plante este tot ceea ce ai nevoie pentru un păr curat și fără plastic, corect. Un simplu săpun din aceasta îl poți folosi pentru a avea un păr frumos, fără a te simți vinovat că în ocean vor ajunge toate acele sticle de plastic. Foarte interesant. Cred că o să fie ok, zic eu, și pentru rutina asta de îngrijire a părului ondulat, dar am să mă asigur că e ok, am să întreb fetele de pe grup, am să le fac o poză a ingredientelor, iar dacă e așa, oricum am să-l folosesc cu mare drag. Dacă nu am să-l folosesc eu, o să-l folosească soțul sau copiii fără niciun fel de problemă, dar mi se pare foarte interesant atât ca produs în sine, dar și ca concept, ceea ce e super ok. Cruelty free, nu ai testat nici pe animale și vegan, e super ok. Hai să vedem mai departe. Așa, ce găsim noi aici? Irina the Diva. Irina the Diva este un influencer de aici din Danemarca, din câte știu eu. Și avem Glam Goals Mascara Waterproof, deci un mascara waterproof. Super tare, 001 Black. Este un produs fabricat în Danemarca și valabil 6 luni de la data deschiderii. Hai să vă arăt și vouă cum arată produsul. Este așa foarte simplu, minimalist, chiar într-o banetă așa foarte slim. Un mascara foarte subțire, nu am mai avut așa ceva niciodată. Deocamdată nu-l voi desface, pentru că, la fel, dacă îl desfac, sunt foarte curioasă de cum arată pensula, nu pensula, peria. Dar prefer să-l păstrez pentru că nu o să-i vină momentul. Momentan vreau să termin toate tuburile de mascara pe care le am acum începute și eu zic, vedem cum o să decurgă în continuare proiectele mele de tip Project Pen și poate va fi inclus într-unul dintre ele, cine știe, dar e super tare, un mascara negru, dacă mai și funcționează cum trebuie, e perfect. Hai să mai vedem ce găsim aici. Așa, Lavish Bear sau ceva, nu înțeleg, e așa scris foarte, ceva din Grecia. Argan Oil Serum, Argan Crystal Intensive Reconstruction Fluid with Milk Proteins and Argan Oil. Testat dermatologic, hai să vă arăt cum arată recipientul. Deci până acum doar am aflat că e un fluid cu ulei de argan. Acum rămâne să vedem dacă e pentru păr, dacă e pentru față.
Este un produs pentru păr, este o protecție, un spray de protecție pentru păr și se folosește pe părul, pe părul umed, se pulverizează și se masează cu mâinile pentru a-l uniformiza pe lungimea părului. Foarte interesant, din Medicolol. La fel și aici va trebui să verific ingredientele, să vedem dacă sunt ok pentru părul meu. Dacă nu, acest produs va pleca mai departe fără niciun fel de problemă. Este produs în Grecia, pe ambalaj găsim scris doar în greacă și în engleză și se pare foarte ok. El zice că oferă hidratare, restructurare, luciu și senzația de păr mătăsos pentru toate tipurile de păr. Și mi se pare foarte ok și ăsta. La fel, e valabil 12 luni de la data deschiderii. Deci două produse pentru păr până acum. Hai să vedem ce mai avem aici. Aici cred că e ceva dulce. Găsim un batonel, The Better Bite, Fuel for Body and Mind. E un batonel de fructe ce conține măr, mango și fructul pasiunii. Dacă nu știați, în cutia de la Ladybox primim și ceva bunuț cu care să ne delectăm, fie batoane din acestea, poate să fie ciocolată. Luna trecută am primit niște bombonele, deci e super ok. De produsul ăsta clar o să mă bucur. Deci mai avem aici, avem o mască. Cred că este ultimul produs inclus. Avem o mască de la Kaimono Beauty Mask. E o mască pentru picioare. E foarte bine pentru că la cutiuța de la Look Fantastic am primit o mască pentru mâini. Aici avem o mască pentru picioare. O mască ce hidratează foarte bine picioarele cu ce conține ulei de shea, ulei de măsline, titri și mușețel. Super tare! Așadar, avem și aici ultimul produs din cutiuță. Să vedem, zice că se absorbe foarte bine în piele. Și acele sosete pline cu ser oferă și un efect de căldură. Se încălzește și în felul acesta serul pătrunde, penetrează și se absorbe mult mai bine pentru rezultate de lungă durată. Am mai avut produse de la acest brand Kaimono și mi-au plăcut. Sunt produse create în Marea Britanie, dar manufacturate în Coreea de Sud. Deci mi se pare și aici foarte, foarte bine. Am găsit la fundul cutiuței și broșurica corespunzătoare produselor. Tema de luna aceasta este Something New, deci ceva nou. Și hai să luăm un pic încă o dată produsele ca să vă spun și despre prețuri și mărimea lor. Avem așadar listat în broșurică ca și prim produs acest ser pentru păr, un spray protector. Lavish Care se numește brandul, așa în revistă văd mai bine decât scrie pe ambalaj și este un produs în full size. Dacă ar fi să cumpărăm acest produs de la raft ar costa 59 de coroane. După care urmează crema de la Cosi, de asta sunt maxim de încântată, o cremă de zi și de noapte. Are 100 de ml, v-am zis, și aceasta este tot în full size, deci deja avem două produse în full size. Iar dacă ar fi să cumpăr crema asta de la raft, ar costa 220 de coroane, deci e mult peste valoarea cutiuței pe care o plătiți super. Așa, după care avem mascara de la Irina the Diva și aceasta este tot în full size, iar dacă ar fi să cumpărăm produsul acesta de la raft, ar costa 149 de coroane. Wow! Urmează șamponul în formă de săpun și acesta tot în full size, iar dacă ar fi să-l cumpărăm de la raft, ar costa 113 coroane. După care masca de la Skymono, tot în full size și aici, dacă ar fi să cumpărăm masca aceasta de la raft, ar costa 82 de coroane. Și ultimul ar fi batonelul, care este și el tot în full size, așadar avem 6 produse în full size. Așa ceva e
absolut minunat, nici în Look Fantastic, nici în Goodie Box nu primim toate produsele în aceeași lună să fie toate în full size. Aici nu avem un preț pentru produsul acesta, dar nu cred că e neapărat o problemă. Așadar, eu zic că e o valoare destul de mare. Am avea așa dintr-un foc 2, 3, 4, 5, 6, vreo 6-700 de coroane ar fi valoarea produselor incluse în cutiuță. Așa că dacă vă place ceea ce ați văzut la mine, dacă vă plac produsele pe care vi le-am arătat de luna aceasta, nu uitați că vă las în bara de descriere un cod de reducere pe care îl puteți folosi când faceți checkout-ul cutiuței și să primiți o reducere de 70% pentru cutiuță. Asta înseamnă că puteți avea produsele de aici cu doar 109 coroane, ceea ce mi se pare genial. Abonamentul acesta, odată deschis, îl puteți închide și redeschide oricând doriți. Voi faceți aceasta de pe contul vostru, de pe pagina Look Fantastic, Ladybox, eu obișnuită doar cu Look Fantastic, așa. Eu sunt încântată și entuziasmată de toate produsele pe care le-am primit. Aștept cu nerăbdare să verific ingredientele acestor două produse pentru păr, să văd dacă le pot folosi pentru mine și mi-aș dori acest lucru foarte mult. Dacă nu, v-am zis, săpunelul acesta, șamponul în formă de săpun, îl vor folosi băieții mei, iar serul acesta îl voi da mai departe, dar nu e niciun fel de problemă, oricând poți face un cadou frumos unei persoane dragi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vreau să îmi spuneți în comentarii ce părere aveți despre produsele de luna aceasta de la Ladybox, să-mi spuneți dacă aveți și voi abonament sau dacă produsele de luna aceasta v-au convins să vă deschideți și voi unul. Și bineînțeles, noi ne revedem la un nou clip tot aici la mine pe canal. Până atunci vă pup și aveți grijă de voi. Pa!